pare a fi luată de pe inel, cine știe că de ce, din vremuri apuse. Etajul 1, camera 3, scrie și pe plăcuță, mă mai conspirante. Îl salut bățâni din cap și urcăm cele câteva trepte care duc către ascensorul tainic, antic al cărui, a cărui stare generală îmi inspiră orice altceva, nu mai încredere nu. Ne înțelegem din privire și ne îndreptăm către, către scara în spirală ce duce la etaj. Dacă închizi ochii și faci niște aproape că poți vedea oricând, îmi zic, privind în lungul dreptelor. Mami, să știi că mie nu-i place cum am îmbrăcat-o azi. Îmi pare că aud glasul pălitica unei fetițe dusă de mână. Târgâta mai mult, dar mama ei, o femeie îmbătrânită de prematur. Stai liniștit și aici nu se găsească nimeni. M-am ocupat personal de toate. Mi se strecoare în minte imaginea tremurată a unui bărbat pe care îl intuiești slab ca un psă, cu ochii și degete osoase în tonul căruia poți ghici lăsântrădarea. Ne pare rău, dar scările nu merge azi. Aruncă în urma noastră paznicul sub gândușul dintre. Nu adică nume, mă bâlbâie, căutăm cu privire, căutăm privirea Ioanei. Da, direcția are nu merge. Am chemat să vină să le repare, dar neatul dose n-a ajuns încă. Poate mâine, dacă avem noroc. Mă tem că nu înțeleg, mormăiu, așteptându-mă ca din clipă în clipă să apară vreun dobitoc cu freză fistichie și dantele falsă, zbierând din toți bojocii la mâini. Zâmbiți, sunteți la camera ascunsă. Ignorând prezența portabilului, Ioana se apropie de mine și îmi șoptește la ureche. Este suficient de aproape de mine cât să-i simt respirația pe obrază. Mă gândesc că aș vrea să fiu măcar în parte surd. Sureu, s-o rog să-mi repete. Aș putea să țin astfel lângă mine pentru o clipă sau două. Poate ar trebui să mergem în altă parte, ce zice, îmi spune. O luată de mic jocare, făcându-se simțită în vocea ei. Îi confirm pe loc că aceeași idee m-a încercat și pe mine. Văzându-ne pregătiți să facem cale, nu pare să portarul mi-aruncă din vreo furguzele. Ne pare rău, dar nu puteți pleca. Când nici scările de afară nu merge. Când merge, merge toate. Când stă, stă toate. Poftim? Nu mi-e rău, suspectând că individul își bate joc de noi. Da, uitați, zice el. Începând să urce scările care duceau către noi. Ciudat, cum spun. Simțind nevoia să mă așez în pierama și pas din culcare, deși părea că urcă conștiincios, pas după pas, treaptă după treaptă, rămâne în același loc. Înșel. Dar continuă individul, deci nu mergeți noastră în sus. Aduce o sticlă de șampanie la gheață, care abia așteaptă să fie desfăcută. Cât despre domnișoara, suntem siguri că va aprecia baia cu burbuci, pe care Antoanela, fata mea, a pregătit-o pentru dânsa. Ne studiem din privire când tăim în minte posibilitățile. Auziți, cât putem sta aici? Întreb eu, îmboldit de inspirație de moment. Oricât doriți, ca să plecați, trebuie doar să vă doriți, cu adevărat, să coborâți scările de la camera voastră. Îmi răspunde portarul să râzând, îndreptându-se cu pași trășiți către tergiaului. Ne uităm preț de o clipă unul la celălalt, în cele din urmă zâmbim și începem să băgăm bagajele în lift, tragem grilajul de fier și apăsăm pe butonul îngălbenit de trecere animă pe care înscris cifra 13. Etajul 1, camera 3, scrie și pe plăcuță, unde sună minte vorbele portabile. Intuiția îmi spune că va trece multă vreme până când ne vom dori cu adevărat să coborâm. Îmi șoptește Ioana la ureche, în timp ce cabina ascensorului se pune în mișcare. Spune, am auzit eu bine sau portabil Fredeman în urma noastră? Îmi punea degetul pe buze, făcându-mă să tac. Într-un târziu, parcă după foarte, foarte mult timp, cabina și încetinește ascensiunea, oprindu-se în dreptul etajului nostru. Sigur nu mi s-a părut, nu spun. Scoțând bagajele pe holul al cărui pereți la ambrisați în roșu purpură, ne întâmpină misterie și promițând de lice ascunse. Versurile celebrei melodii continuă să-mi răsune minte, aducând cu sine noi semnificații. Welcome to Hotel Cali.